premierul Italiei, Paolo Gentiloni, a demisionat. Premierul Italiei, Paolo Gentiloni, sublinierea a prezentat sâmbătă seara demisia, după ce noul Parlament de la Roma sublinierea a preluat atribuțiile, informează AFP. Cabinetul condus de Gentiloni va continua să gestioneze problemele curente până la formarea unui nou guvern. Camera Deputaților sublinierei Senatul Italian sublinierei au desemnat sumte presubliniere din ci, de sublinierei nu există o majoritate în niciuna din camere. Coaliția de dreapta condus de Silvio Berlusconi sublinierei formațiunea populist Movimento 5 Stele, mi subliniere care a 5 stele, M5S, au ajuns la un acord pentru instalarea la conducerea deputaților a lui Roberto Fico, din partea M5S, respectiva avocată Elisabetta Alberti Casellati, prima femeie presubliniere dintre Senatului. Deocamdată, coaliția de centru-stânga a lui Gentiloni s-a plasat în opoziție. El urma să îi informeze pe liderii celor două camere parlamentare, conform cutumei, după ce sublinierea i-a înaintat demisia presubliniere-dintelui Republicii, Sergio Mattarella. Acesta ar putea invita partidele la consultri începând de marți, după constituirea grupurilor parlamentare. Presa italiană anticipează însă, potrivit AFP, că procesul de constituire a unei noi majorități va fi amânat până în 3 aprilie, după vacanța de pa subliniere T.